Viva Spania! Noua campioană a Europei este Spania, prieteni. Ați văzut, bineînțeles, meciul de duminică seara, 2-1 cu Anglia, în finală, pe deplin meritat, zic eu. Lângă mine, ambasadorul Pariuri X, Marcel Pușcaș. Bun găsit, bun găsit, ai revenit. Bun găsit, și viva și Alcaraz. Ambasadorul Pariuri X și senatorul Pariuri X, Alin Buzărin. Deputat de Giulești. Vorbim, bineînțeles, astăzi despre finala campionatului european. A început și campionatul României, poate vom avea și câteva discuții despre prima etapă. Am început meciurile din cupele europene, FCSB și Corvinu, care joacă în această săptămână returul și sunt ca și calificate. Avem 20 de freebet-uri de la Superbet, la unul dintre meciurile despre care vom discuta pe parcursul emisiunii. 17 dintre voi au dat scorul corect la finala cupei, la finala campionatului european, Spania-Anglia 2-1. Suntem pe Google Podcast, pe Spotify și pe Apple Podcast și, bineînțeles, aici pe canalul de YouTube al pariurix.com. Așteptăm întrebările voastre pentru emisia viitoare. Avem și o surpriză. Ne vom opri cu acest podcast pentru 2 săptămâni. Domnul Buzărin o să fie în vacanță și eu. Din punctul ăsta de vedere. Și domnul Marcel, cred că se apucă de treabă. Voi, unii au vacanță, alții n-au vacanță. Puteți da, spune, sau am deja de Buzărin. E corect. Uite, nou președinte al Ceahlului Piatanea. Din moment ce a venit îmbrăcat în culoarea scaunilor stadionului. Da, corect, acolo e portocaliu stadionul. Da. Frumos stadion. Deși echipa are galben-negru. Deci te-ai apucat de treabă, da? M-am apucat de treabă, da, și e destulă. Și adversar cu Craiova la promovare. Și cu altcineva. Și cu Oradea. Și cu, da. Și cu CSEA Steaua. Exact. Cu toate echipele la care... Noroc că Rapidul e divizia. Și cu Târgoviște. Și cu Târgoviște. Piatra Neamț vrea din nou... Târgoviște, da, e tot în Liga 2. Vrea din nou Piatra Neamț în Liga 1? Anul ăsta nu, nici vorbă. Vrea că a intrat Slobozia, a intrat Buzău. Nu. Păi da, bine, Slobozia se chinuia de vreo 2-3 ani, că a mai fost în față și a avut un nucleu, cam același nucleu de jucători 2-3 ani. Dar deocamdată să formăm o echipă așa mai competitivă. Deci anul trecut locul 8, anul ăsta, dacă putem să fim mai în față, că așa, adică e, în play-off. Așa e progresul, măcar pe 7, dacă nu pe 1-6. Și da, obiectiv, evitarea promovării. Evitarea promovării, nu, nici chiar așa. Nu, de final, de ce mai? Nu m-am întâlnit cu el, dar cu cine am vorbit în oraș, despre el are aprecieri din partea multora, peste așteptările mele pe care nu știam. Nu, absolut deloc. Domnul Măzăreanu este patronul echipei, grupul Comes, ei sunt și câțiva sponsori. Sperăm să putem atrage și sezonul ăsta primăria și Consiliul Județean. Și aveți un antrenor italian? Un antrenor italian, Marco Veronese, care a fost pe la Parma. Nu, a fost pe la... Are mai bine de 300 de meciuri în Serie B. Dar a fost ca jucător. Pentru prima oară în România. Dar a fost secund la Național Albanie, la Național Albanie, la Alaves, la Parma, a fost șeful. Deci, în regulă. Haideți să trecem la... Era să zic la lucruri serioase, dar și asta a fost ceva deci, asta serios. Ba da, foarte serios și mulțumim pentru informații, Marcel. Finala campionatului european, cum vi s-a părut, domnilor? Spania-Anglia 2-1. Nu știu. Vă aștepta să revină Anglia, să câștige? Eu am tot postat de 2 săptămâni. Spania în sus, în jos și Yamal în sus, în jos. Deci țin cu Spania pentru că Yamal, oricum țin cu Spania, într-o confruntare cu Anglia. Dar pentru acești puști, în special pentru ăsta micu, pentru Yamal, pentru Nico, Pedri și mai au acolo, ce vorbeam înainte de emisiune și cu Alin, Gavi care a accidentat, Ansu Fati, vorbesc de fotbal, spune fundașul. Paul Cubarsi, fundașul, care aș, n-a fost luat în ultimul moment, 17 echipă, ani, titular la echipă, Barcelona, 17 ani. O echipă extrem de tânără, nici Ruiz nu este prea bătrân, Rodrigo 28 în plină maturitate, o să zboare din echipa asta probabil Carvajal. Nacho poate mai ține Carvajal un ciclu. Mă rog, nu știu. Și dar puștii, și dacă dispar, nucleul rămâne. Puștii au făcut golul de... Puștii au făcut golul de 1-0. Puștii au făcut golul, a intrat
Multă. Zubimendi? Nu, ăsta de la golul. Oyarzabal. Toți bașii? Care nu e la prima abatere de genul ăsta, că și el și el alt de la englezi, Palmer, tot când intră, mai au chestia asta cu decisivitățile în, în teren. Și eu îl comparam cu, pe vremea mea și Alin, știi, am, tu am mai citit postarea cu era, cu, era un băiat moicean la FC Argeș și un an de zile Halagian îl băgam, eu 75-80... Am scris Moiceanu, dar gol ordinar de 2-1, de 3-2, deci nu... The secret vreo, weapon, arma secretă. 14 goluri într-un campionat din postura de rezervă. Un fel de Gabi Balin, dar Gabi Balin nu-i convine acum dacă îi zici că intră Dacă nu greșesc, el marchează meciul cu Valencia. 1-1, da. 2-1, de Valencia, tu Moiceanu de la Berevoi sau nu știu de unde. Berevoi, acolo, Berevoi. Până zonă, până județ, până Argeș, adică fără un trecut. Nu, dar vezi că sunt jucători de genul ăsta și asta înseamnă schimbarea într-o echipă. Asta înseamnă inspirația antrenorului și Southgate nu-i la prima abatere și nici ăsta de la Fuente. Păi Southgate i-a băgat pe Cole Palmer și pe Watkins. La noi, de exemplu, în campionatul meu. Au dat împreună gol, decisiv. Uitați-vă la meciurile din campionatul României și spuneți-mi din 8 etape câți jucători care intră în teren în mod matematic, așa poate să intre 5 ori 16, ar fi 80 de jucători de pe bancă. Din 80 de jucători care posibil pot intra în teren, câți îți influențează rezultatul? Să întoarcă meciul, cum se spune. Câți? Acum, în conjunctura asta cu 5 schimburi... De la ei se poate. Și Olmo a fost rezervă într-un meci. Da, da, da. Și a intrat foarte bine. Rolul rezervelor e mult mai important. Da. Adică, tu deja știi dacă e jucător de atac, aripă, nu știi, știi că ai 60-70 de minute pe acolo. Dacă ai mai puțin, înseamnă că s-a supărat pe tine, dacă e mai mult, oricum nu te lasă. Gigi a brevetat asta cu 3 schimbări la pauză. Nu prea vezi că aici, adică ai văzut schimbare că n-a mai putut Rodri. Da. Deci dacă nu mai nu poate, că da. Nu vezi dacă încep cu echipa aia înseamnă că ai da, da, aia e echipa. A, că se mai accidentează deci, una. În ideea de 5 schimbări, rolul schimbărilor devine decisiv și iată că ieri 2 goluri din 3 state. Anglia de oameni veniți de pe bancă, plus Zubimendi care intră acolo, intră excepțional, zici că e de viață acolo. Anglia în semifinala cu Olanda își rezolvă treaba cu Watkins venit de pe bancă, tot din asist, Cole Palmer, deci rolul schimbărilor este enorm. Eu nu înțeleg cum la noi în campionat, când o să vorbim probabil și de începerea, cum ai spus, de începerea campionatului, pot să fii rezervă la o echipă și să intri să, în joc să joci mai slab decât titular. Eu nu înțeleg. Păi intri că ești mai proaspăt, intri că ești mai iluminat la minte. Intri, spun eu, pentru că rezervele nu sunt înțeleg la valoarea titularilor la noi. Acolo sunt valori apropiate. Și în momentul în care îți intră unul odihnit în locul unui obosit, de exemplu, Oyarzabal a intrat în locul unui vârf clasic de care, cum este Morata, a intrat el un jucător dintre linii, cu altă mobilitate, cu altă... atacând altfel poarta, inclusiv la gol acolo, adică Morata n-ajungea pe poziția aia, el fi mai static, mai... Nu mă omor după Morata, cum e Giroud la francezi, ceva, da, dar genul ăsta. Giroud e om de minutul 75. Da. Și... Rodri, jucătorul turneului final, mie sincer mi s-a părut eroul Spaniei Dani Olmo, 3 goluri, 2 pase decisive, a scos-o pe aceea care se pune gol. El ne jucă în toate meciurile, cu Italia cred că n-a intrat deloc, dacă nu mă înșel, și alte 2, un grup a intrat până în 6 și puțin relativ, dar ai dreptate, deci ca eficiență, dar ca și constanță, Rodri e mai titular cum ar veni decât Olmo la Spania. Păi da, e titular, dar nu știu, mi-a plăcut mai mult Dani Olmo. Și mie. Ciudățenia mi se pare și faptul că acum urmărind de an și an problemele și porunele politice că nu avem încotro, să ai vreo 6-7 bașci în lot, importanți în lot, și devii campion. Deci bașcii au făcut ca Spania să câștige titlul european. Bașcii. Care nu prea iubesc așa mult spaniolii. A mai fost o recrudescență a violenței pe vremuri cu ETA, cu automobilă, da. Capcană. Bun. În anii 80, vreo 3 titluri la rând au luat Bilbao și Real Sociedad, cu Lopezul foarte, cu Satur Steghi, cu Thiaga, cu portarul Zubizarreta, care a fost acolo, după a ajuns la Barcelona. Lopeteghi e basc? Lopeteghi e basc, mult mai încoace. Nu, mă gândeam că a fost selecționat.
da. Antoni Goicoecea. Goicoecea. La fundașul central. Da. Și Maseda. Sau cine l-a arătat? Maseda era Sportii Hihon. La Hihon era. Sunt Asturieni. Da. Hihon și Oviedo. Asturia, da. Bun, deci a mai fost o Dani, cel care... Dani. O avalanșă de bași. Mulți au dat, mulți. Dar nu ca să ia Spania cu ei titluri europene mondiale. Adică era un echipa națională. Atletic Bilbao a jucat în 77 o finală, o dublă cu Juventus de Cupa UEFA, a pierdut-o. Dar înseamnă că țara bașilor produce jucători, pentru că la ei e exclus, dacă nu ești basc, să intri în echipă. Să ai ceva legături basce. Deci trebuie să ai neamuri, ceva, neveste, rădăcini. Deci să nu fii intri. Născut acolo, din părinți de acolo. Sau da. Din părinți veniți din altă parte, cum sunt frații Williams, care au fugit din Ghana. E o poveste de teama războiului civil. Era să-i omoare pe la frontiera cu nu știu ce altă țară africană. Nu s-au născut la Pamplona, sunt acolo. Considerăm basc. Chiar dacă e de culoare. Da, sigur, dar și pe da. Cristi Ganea îl considerăm basc, cel care păi de-aia l-au și primit în lot, dar nu avea nicio șansă să joace. Al cărui mamă a ajuns acolo când el era mic, înțeleg că s-ar fi recăsătorit cu un cetățean, cu un localnic acolo, deci el poate fi asimilat drept de acolo. Este să fii născut sau prin alianță, nepotul unui basc, copilul unui basc, bunic basc, ceva de altfel nu. Pentru că, de exemplu, Inaki Williams, cel mare, joacă la Ghana. Joacă pentru Ghana. Da, frate, să da. Ei, vezi cum sunt ei. Ei sunt cum erau frații Boateng. Pe vremuri. Unul la Ghana, unul la Germania. Adică tu cu ce filozofie vii? Bă, eu sunt aici. Eu dacă mă duc la Ghana, probabil joc și n-am nicio treabă și eu acum dacă optez să fiu să joc pentru Spania, păi o concurență imensă. Ei, și uite, dintre ăia doi boatengi, Kevin Prince, care mai șmecher, mai așa, a jucat pentru Ghana și n-a realizat nimic, sau nu are lucru, a realizat, a ajuns cu un mondial înainte, în 2010, a ajuns pentru până în sfertul de finală. Nu știu, în Cupa Africi ce-au făcut. Iar celălalt, Boateng, titular la Bayern și campion mondial pentru Germania. Bun, deci, dar ălalt Boateng nu avea șanse să... Da, dar în locul cui să joace la Germania? Și ăsta n-avea concurență. Era postul de fundaș central. Ei, concurență pe cine? Și ne ținau fundaș, nu? Da. Deci... Lasă că și naționala Germaniei a ajuns un conglomerat de naționalități. Toate astea au ajuns un conglomerat de naționalități pentru că sunt țări de imigrație. E un fenomen firesc. Așa cum și păi în Franța. Păi și ce înainte nu erau acum 20 de ani? Nu era așa mare imigrație în Austria cu 20 de ani cum este acum. Da. Unde sunt kosovari, sunt turci, sunt sârbi, sunt croați. Sunt... Deci, în Austria din 10 milioane de austrieci, eu nu cred că sunt un milion cu bunici austrieci. Cu bunici. Dacă îi prinde Gregorici, Gregorici, Arnautovici, de Balog, Bognar, slovaci, mulți, sloveni, croați. Păi da, Kärnten în Carinte a fost până 400 de ani zona slovenă, de transoslovenă, slovenă. Transumanță și așa mai departe. Deci Habsburgul stătea la Viena așa, și în drum frumos cu șprițuri așa și slovenul mergea și cu oile, cu vacile prin... Nu, prin cum așa, muzică simfonică după aceea cu teritoriul nostru la austriecii. Care austriecii? Că din generație în generație tot Gregorici acolo. Da. Și acum se nasc Gregorici. Hai ziceți-mi de Southgate. Antenor sau nu? Că mulți am văzut după multe părere, domne, după mine, da. Cel mai slab, au zis unii, cred că colegul nostru de la Golazo, Claudiu Giugi, a zis că cel mai slab selecționer al Anglii. Golazo cu 2 de zi. Să faci schimbările alea odată e nimereală. Mă, da să le faci de 3-4 ori la rând. Alea schimbările tale. Și să-ți iasă, așa cum era să iasă. Da. Păi nu, deja nu mai e prostie, trebuie băgat în seamă să cu schimbările măcar. El i-a scos din ceață pe englez, pentru că ei nu mai fuseseră în semifinalele unui turneu, final din 1996, și el are acum două finale de euro pierdute. Și o finală mică de campionat mondial. Pierdute așa. Următoarea să fie eliminat. Cum poate pe până acolo cum ajuns? Da, finală să plece, înainte de finală să-și ia liber. Oricum, Anglia, și-am vorbit într-o emisiune precedentă, Anglia cu toate că e cel mai frumos sau cel mai vizionat campion din lume, cel mai bogat, cel mai,
nu reușește să facă ceva cu spaniolii. Au și ei tineri, Saka, nu-i vreun bătrân, Foden, nu-i vreun bătrân. Bine, mai în vârstă decât ăștia, amintiți-vă. Da, au avut 2000, născuți, Chirwell, Mason Mount, deci da. Naționala aia care a jucat cu noi în 2019, la Under 19, în Italia. Da. Păi a ajuns Van Bissaka titular la United. Da. Foden, Chirwell și Mason Mount pe la Chelsea, titulare amândoi. Da, da. Nu știu, ăsta n-a jucat. Atacantul la Roma, cum îl cheamă, care cu noi n-a jucat, că a fost accidentat la mare, de la dus Muri linie de culoare, Abraham. Da. Bun. Problema e puțin alta aici. Uitați-vă în campionatul Angliei. La primele, cred că în primele 10 locuri nu e niciun antrenor englez. Nu. Spanioli, portughezi, nemți, de toate felurile. Și cei care au luat titlul în ultimul... Postecoglu și așa și pe și cei care au luat titlul în ultimii ani n-au fost englezi. Păi dacă nu normal, sunt primii 10, da. Păi, mai apare... Păi nu, am crezut că zici de ultimul campionat. Tottenham este cel mai mare dădător de jucători la echipa națională. Cred că-s 4 sau așa, Tottenham. Și ultimul puțin... titlul are 63 sau 62. Și a intrat acum în repriza a doua. Ieri unul de la Aston Villa, vârf. Păi ăla de acolo. Cel care a marcat în semifinală. Deci Aston Villa e culmea vârfului la echipa națională Angliei sau Kane, care provine dintr-un Tottenham. Aston Villa a fost până cu 4. Nu cu 4, dar nu e vreun Real Madrid. Sau Barcelona. Dincolo Barcelona și Real Madrid. Vorbeam noi în emisiunea trecută, băiatul ăsta a dat vreo 16 goluri, vreo 9, 11 pase decisive. A dat și vreo 5 prin Conference League, parcă i-am pus în Conference League. Bun, și aveți dincolo la Spaniol, câți Real, câți Barça, câți Bilbao. Nu Real mult, așa. Real mai degrabă în echipa Angliei, pe Bellingham. Bine, așa, și pe Rodrigo e dincolo, dincolo, da. De la City. Deci lipsa asta, deci Southgate e selecționer de mulți ani. Dar el provine dintr-un areal de antrenori englezi tot mai restrâns în ultima vreme și tot mai lipsit de valoare. Deci mai antrenează Roy Hodgson, s-a antrenat până nu de mult în Premier League la 76-77 de ani. Ultimul titlu cucerit de un antrenor britanic, repet, nu englez, e Sir Alex, acum vreo 7-8-9 ani, 10 înainte să se lase. Da. Ultimul titlu cucerit de un antrenor englez în Premier League, deci englez, este prin 93 sau 90. Robson, nu. Robson. Howard Wilkinson, Leeds United. Da, da. Howard Wilkinson, Leeds United. Deci de atunci... Deci care sunt antrenorii englezi? Deci nu mai e Brian Clough, nu mai au din ăștia de Nottingham cu ăștia. Păi bă, și de ce e chestia asta? De ce au vrut ei să aducă tot felul de spanioli, argentineni, italieni? Pentru că fondul de jucători există. Au bani și au ce vor din lumea asta. Ai de ce să-i cerți dacă ei în ultimii 30 de ani englezii n-au câștigat niciun titlu? N-ai. Se pare că asta e rețeta verificată cu străini. Sau că ultimul titlu al unui scoțian, Ferguson... Tu vorbi de titlu național? Național, intern, în Anglia. Bun, și pe plan extern ce ai câștigat? Nu. De la Manchester? Ai câștigat anul trecut City. Da, 10 ani n-ai câștigat nimic. Ai tot câștigat. Și 10 ani nimic. Liverpool cu toate... Jürgen Klopp. Da, Klopp. Au luat. Mai alta. Băi săr care ești președinte, Bert Milicip, nu mai era pe vremea noastră Bert Milicip. Mircea Pascu, da. Prieten cu deci dacă, Milicip. Dacă voi vedeți că asta e rețeta în Premier League, aplicați-o mă tată și la națională. Aduceți un italian, l-ați adus pe... A fost Capello, n-a fost asta. A fost Capello, a fost Eriksson, care acum are săracul cancer, da. Nu știu ce. Da, de fără deci că a fost. Da. A avut el ceva treabă și cu secretara pe acolo, cu nu știu ce, pe la federație. Deci, dacă în primele 10 echipe nu e niciun antrenor englez, dacă titlul nu a mai câștigat de 10 ani, înseamnă că și la națională trebuie mai o mai rămâne Southgate, oricum, mai rămâne până la campionatul mondial, mai rămâne sigur. N-au motive să-l schimbe, da, nu te supăra. Și... Deci au două finale consecutive. Da. Păi mai sus nu poți fi decât dacă câștigi finala, altfel nu poți fi. Din 4 turnee are 2 finale și o finală mică. Păi da. Ce mai vrei? Deci, să câștigi, normal, vrei să câștigi. Speranța dar că odată și odată tot o să pocnească, fie că se retrag, da, cred că în următorii 4 ani, după cum am spus, dacă se retrag vreo jumate de la spanioli, o să aibă o șansă. Dar eu cred că băieții ăștia de la spaniol o să meargă doar în sus. Păi și oricum deci, vin și bine, de la Barcelona nu se mai duce în sus.
De nu, la vorbesc Bilbao, ca... Nico Williams poate ajunge undeva. Nu, nu, eu vorbesc ca dezvoltare, dezvoltare individuală, da. Nu ca echipe, da. Că deja sunt echipe mari. Și să vorbim un pic și de antrenorul ăsta cu 300 de meciuri la divizia 3-a spaniolă. Cine? Care a câștigat campionatul european under 19, under 21, Luis de la Fuente. El are meciuri și în divizia are, prima, dar el are sute în Liga 3. A fost fundat și a jucat în anii 80 și ceva până 90 la Bilbao. El este din Homa, scris nu ca echipamentul cu J, ci cu H. Și facem Homa. Trecerea cu ocazia asta și spre povestea zilei. Este stilul federațiilor de a pune oameni din interior, de a-i promova. Vă aduceți voi aminte? Și a nemți era asta. Cel mai ilustrativ exemplu a fost la francez, după ce Jacquet este campion mondial. 98. Și nu mai continuă, vine Roger Lemaire. Da. Roger Lemaire, un tip așa pe la tot casa, pe la bine, dar era în staff-ul lui. Era în staff, da. Era, da, era, fusese și ca și la, de la Fuente fusese la Under. Deci cum ar fi Pancu la noi acum, Daniel Pancu. Daniel Pancu, sau, no, nu, pentru Adi noi, Dulcea, Adi Dulcea. Mai degrabă, pentru noi, da. Daniel Pancu, cum ar fost Apolzan la noi, să zicem, pe vremuri. Pentru noi, Daniel Pancu încă trece drept marele jucător care a fost. Adică el prin aia e. Ăștia nu n-au fost, nu zici de Roger Lemaire n-a fost un mare jucător, no, de la Fuente, Ericsson, de la Fuente a fost un jucător obișnuit, cum era o grămadă prin campionatul spaniol. Nici Klopp n-a fost, nu știu ce. Nu, a fost jucător la Mainz. Mainz. Liga a doua spre odată. Odată întâi a picat, iar 4 ani în a doua și-și da. 19 victorii, un egal și două înfrângeri ale lui Izdea la Fuente, la Naționala Spaniei. Bun. Impresionant. Eu nu înțeleg, scuze Marin, eu nu înțeleg cum de un antrenor de genul ăsta se poate impune. Se poate impune, cred, într-un singur fel, tinerilor. Pentru că dacă ai avut pe ăștia tineri și la un 19 și la un 21 și știu de tătic, că l-am văzut cum l-a urcat în brațe așa. Și aici a fost cantat. Dar dacă îl prindeai pe... Xavi, Iniesta, Busquets, Ramos, Piqué. Ei, ascultau de Moș de Moș del Bosque. El Bosque era mare fotbalist. Da, era un Bosque care luase și el niște ligele campionilor, da. Asta vine nu reușea. Păi stai un pic să vedeți voi ce scandaluri sunt aici. De exemplu, în Federația Spaniolă în 2018, Lopetegui este selecționer, pleacă cu echipa Rusia, duceți-vă aminte, da. Semnează cu Real Madrid, Rubiales, președintele federației, gata, și pune, aduce Fernando Hierro și Hierro conduce echipa. Da, după directorul sportiv. Acum pupătura, marea pupătură, bun, plus că se scot la iveală niște telefoane, niște înregistrări între Rubiales și Pepe. Nu Pepe, cum îl cheamă? Nu Pepe, ăsta de la Barcelona. Zic pe numele. Piqué. Așa. Care l-a vorbea. Rubi, când avem noi meci cu Estonia, păi pe 18 octombrie. Nu poți să-l schimb, că Shaki are concert nu știu unde și ceva la... Salută pe Shaki din partea mea, da, zice erau Rubiales. Și niște chestii de interes de interes afaceri. Material, da. Hai să-l jucăm meciul la undeva aproape de Andorra, că am și un interes să vină unii dintre noi. Nu știu dacă l-asigura el prin firma lui niște chestii. Vezi că eu asigur organizarea meciului. Bun, după aia vine... Ce vine? Vine marea pupătură asupra jucătoarei, iată că și la feminin sunt campion mondial. Da. Dar noi nu reținem că ești campion mondial la feminin, noi reținem că a salutat o președinte. Da, sunt campioni, eu nu știu ce fac spaniolii, dar știu că au basket bun, au handbal bun, au polo bun, au ciclist bun, au tenis de câmp bun. Ei, acum și Nadal, Alcaraz trece plus, încă vreo 10-15 în top 100. Trebuie să organizeze la Barajas acum astăzi. Păi, să nu vină la aceeași oră, că ce face ministrul sportului? Îți dai seama, săraca Uța Lipă. Fac una împreună. Dacă ar fi Uța Lipă la spaniol, acum trebuie să meargă la ora... Păi nu, dar trebuie să faci... La 1, la 2, la 2, jumătate. Faci ghișeul, pui în fața aeroportului din Madrid, cu pază, la ora 9.40 aterizează echipa de fotbal, la 12 aterizează ăsta Alcaraz, la 16 și un ministru sporturilor spaniol, cum e la noi procedura de 35 de ani, trebuie să aștepte cu Flori, cu Covaliu, cu
mii de cine în funcție. Bine că n-am așa cu flori. Păi la ei trebuie să aibă un departament flori la Ministerul Sportului. Care cu o florărie. Ministerul Sportului Spaniol, florărie și om de serviciu. Ministrul, secretarul de stat, director. Ce făcea la stai că mă doare capul și la Olimpiade. Păi asta zic. Mă doare capul cu spaniol. Da, mai puțin și ce și Jocurile Olimpice. Da, hai să trecem la povestea zilei. Păi povestea asta constă. Povestea zilei. Tu n-ai înțeles. Noi tot povestim. Da, povestea de la început. Asta e rubrica. Trebuie să vă bagă, păi am vorbit de Bași, nu? De aportul Bașilor, de aportul antrenorului nefost fotbalist, de campionatul englez. Ce poveste să... Ce să mai povestim? Povestea zilei domnului este Florin, despre... care e deputat în ziua de astăzi. Da, sau senator, nu, ambasador, la nivelul senatorului vă rog, și ambasadorului. Eu sunt un simplu valet, încerc să coordonez aici lucrurile. Povestea zilei. Povestea zilei despre antrenorii care au câștigat cu Spania titlurile europene și mondiale. Deci, Spania, până în momentul ăsta, are patru titluri europene. Aseară a fost al patrulea și unul mondial în 2010. Deci, dar ei din 64... Scuze-mă, record în Europa, al patrulea. Asta nu mai știu. Nemții au 72, au 82, au 90 cu Mateus și cu Beckenbauer. Ăla e mondial. Nu, eu am zis Europa. 96. 96 sunt. Deci spaniolii din 64 nu ajung, deci trec 44 de ani până în 2008. La după aia n-am mai luat nimic din 64. Deci din 64, deci primul a fost... Nu, au avut că nu s-au calificat nici la mondiale. Au avut serii. Da. Adică, nu știu, îi băteam noi, am făcut egal în România. În 75 am făcut de Zoli Crișan gol. I-am bătut la București. I-am bătut, adică... Ziarii, primul antrenor cu care a câștigat Spania campionatul european. Am vorbit de povestea Spaniei 64 aici, am povestit cu RSS-ul, finala, cu contra lui Iași. Antrenorul este Pepe Villalonga, José Villalonga, care este și antrenorul din primii ani de Champions League al Real Madrid. Era un tip din sud, din Malaga, avea așa o mustăcioară subțire a anilor respective, așa se purta, adică un fel de, cum se, de Sile Dinicu, așa, ca înfățișare, păr uns cu... Mai de lăutar, așa. Viațile, exact. Spaniolii sunt niște lăutari. Julio Iglesias e lăutar, nu? Lăutari? În sensul știi de artiști, măi, hai că tu ești cu metafora, lăutare în sensul de artiști. Da. Știi cum întreabă tineri în ziua de azi? Vai, dragă, te-au zis că și tata lui Enrique cântă. Așa. Bun. Deci Pepe Villalonga, care duce la titlu din 64, care antrenează Realul, după aia antrenează și echipa națională a Spaniei cu Amancio, cu Hento, cu... La un moment dat se infiltrase la Mondialul din 62. Da, nu mai erau băgăși. Erau 36 de ani, 37 de ani. Da, se putea pe vremea astea, plecaseră din Ungaria cu... 64 a fost primul campionat european, nu? Cu războiul din 50... Cu revoluția anticomunistă din 56. Bun. După aia trec, iată, anii ăștia. Da? Și un jucător din 64, dar care se accidentează și nu joacă finala, anume Luis Aragonés, la aproape 70 de ani, în 2008, devine campion european ca antrenor. Deci, bă, 70 de ani. Deci el a fost o stea lui Atletico. Un mare atacant al lui Atletico, capitan al lui Atletico. El joacă în finala din 74 cu Bayern München, când e 1-1 și la rejucare e 4-0 pentru Bayern. Are 36 de ani atunci. În toamna lui 73 cu Dinamo, 2-0 aici pentru ei, 2-2 acolo după ce a scos Dinamo. Deci a scos Dinamo. Este capitanul lui Atletico. 4 ani mai târziu, în 77, mai joacă Dinamo odată cu ei, scoate Atletico, este antrenorul lui Atletico. Da. Antrenează mai mult Atletico, antrenează și Barcelona, antrenează mai multe rânduri naționala Spaniei și abia în
2008, cu el are 70 de ani da, și câștigă campionatul. Da, nu mai este golgheterul all-time al Atletico Madrid. E golgheterul all-time, odată e și Picici. Picici, ce înseamnă trofeul Picici? 172 de goluri. Da. Deci, ăsta, e în 69-70, mi se pare, golgheter al da, campionatului spaniol. Bun, dar el iată câștigă acest titlu european în... Bun, dar îl câștigă după atâția ani tot pe fondul ascensiunii echipelor de club, deja, pentru că în 2008 deja Barcelona cu Iniesta, cu Xavi, cu ce am spus, Ramos, Piqué, Ramos nu juca. Mai sunt momente de tiki-taka. Da, e mult mai spectaculos fotbalul lor acum. Băi da, e mai vertical. Nu mai te plictisești. Cum să spun, deci... Rămân caracterele recesive în genere. Așa ca și cățelul ăla când se naște, se duce la maică să se-i caute țâța prima dată. Da. El știe că undeva trebuie să fie. Aragonés zicea într-un discurs înainte de campionatul european din 2008, mă gândesc la fotbal 24 de ore pe zi, 7 zile din 7. Uneori noaptea lovesc mingi imaginare cu piciorul. Soția mea îmi spunea dimineața, iar m-ai lovit. Da. Deci era un tip și este... După Aragonés, care da, deja avea niște probleme de sănătate, ca dovadă că el prin 2013, cred că a decedat, sau 14, la vreo 74-75 da, de ani, deci el deja avea niște probleme de sănătate la 70, dar imediat după aia vine Del Bosque, care, cum să spun eu, cred că merge la mobilă, la magazinul de mobilă, trebuie să comande sute de rafturi să le pună acasă pe toate câte are. Și cu Realul. Și ca jucător. Nu, Del Bosque a prins o conjunctură nefastă, pentru că deja după două titluri europene și unul mondial în 4 ani, în 5 ani, deci da, uzura își spune da, cuvântul și nu prea da, nu prea era, știi cum era, a prins Del Bosque, cum a prins ăsta portughezul. Nu puteai tu să-l scoți, deși nu mai era deja ușor uzat bichese, plin de succese. Să fie toți antrenorii din... Iniesta se lăsase, să fie toți antrenorii din lume. Poți așa. Care să prindă o conjunctură nefastă după ce au luat un european și un mondial. Adică, știi cum zic, eu după ce am luat cu România, cu Spania, un european și un mondial, a început al naibii o conjunctură nefastă. Că n-a mai luat încă un european. Comparativ vorbind, da, Del Bosque n-a prins conjunctura lui Aragonés la echipa națională, emulația aia, cu încă tinerii 25 de ani, 26, Xavi, Iniesta, care au metronomul echipei Busquets. Dar el o continuă, deci, atenție, deci el o continuă, el vine atunci imediat după 2008. Și el în 2010, când vine ia titlul mondial în Africa de Sud, în finala cu Olanda. El în 2012, la următorul european ăla din Polonia și Ucraina, ia titlul european cu 4-0 în finală cu Italia. Conjunctură nefavorabilă. El luase deja Liga Campionilor cu Real Madrid. Da, luase la 2002 Liga ale Campionilor, două campionate multe. Cupa Intercontinentală, Galactici. Deci el o ia în 2000, aia când joacă împotriva Valenciei lui în care intră și Adilie 20 de minute. Da. Și după aia o ia în 2002, pe aia când dă Zidane în finala de la Glasgow cu Leverkusen, când dă Zidane voleul ăla. Deci, deci ăștia au fost antrenorii până acum. Acum se înscrie pe această linie și Luis de la Fuente. Bine, eu cred că o să mai prindă de 63 de ani, încă mai poate până pe la 70-72 chiar. La națională, fii lucid, la națională trebuie să-i urmărești, grupul ține la tine, cunoști tot grupul, cunoști deci și pe cei care vin în urmă. Aragonés este okay, în traducere cel din Aragon. Da. Că și noi avem olteanu, moldoveanu, deci din Aragon. Del Bosque înseamnă cel de la crâng, de la pădure, Bosque, cam asta. Mă rog, așa, iar ăsta este de la fântână, de la izvor, de la fântână. Deci ei toți sunt, păi și Deschamps e de pe câmp. Da, da. Deschamps zicea despre el că are niște origini într-o zonă a Franței care are un caracter porcesc, spune el, că așa erau oamenii de acolo, din zona aia. Nu știu, și ăsta e plin de trofee și acum lumea îl ceartă. Da? Cum să spun...
Adică ești reprezentantul, ești antrenorul echipei naționale a unei țări de asemenea dimensiune. Că-i Franța, că-i Spania, că-i Anglia, că-i Germania, cu asemenea... Chiar și Italia, chiar în ciuda succesului de acum. Uite, la final a fost un moment foarte emoționant, cel puțin pentru mine. Când a început, echipele intrau în teren și venea Chiellini în civil să aducă trofeul. Da. Uite, bă, vi l-am adus, că noi nu mai suntem în stare de nimic. Luați-o, eu l-am privit așa ca un fel de capitulare. Deci el a adus trofeul, l-a lăsat jos și a plecat undeva în tribună. Da. Cam ăsta e fotbalul italian. Oricum, fotbalul italian din 2001, eu rămân la concluzia că a fost o conjunctură favorabilă faptul că i-au câștigat titlul mondial, titlul european, pentru că ei sunt într-un picaj de 15-20 de ani, reflectat în ultimele lor bane calificări cu cine, Macedonia sau Muntenegru? Macedonia? Ba pariuri Juventus, eliminați Suedia. Deși anul ăsta la nivel de cluburi au mers binișor în toate finalele. Atalanta a fost Fiorentina. Și Interul. Interul a jucat finala anul trecut. Ceva se întâmplă în Italia. La nivel național. Se întâmplă că și acolo invazia de străini, de-aia invazia de străini de 35 de ani, invazia de străini nu prea lasă loc autohtonilor și atunci au căutat un atacant central, l-au găsit pe Mexic, pe Retegui sau cum îl cheamă. Deci l-au căutat până l-au găsit în campionatul Mexicului. Era să-l găsească pe cum îl cheamă, de la Craiova, pe Companiu. Dacă mai existau. Era pe listă lăgită. Da. O întrebare pentru Marcel de la Joker Loves pe comentariile aici la emisiune. Avem șanse în Europa cu echipele pe care le avem, șanse în sensul de grupe, bănuiesc. La Corvinu și la toate. La care toate? Nu, dacă ne putem duce în grupe, să ajungem până în grupe. Că acum toate, părerea mea nu. Nu. Niciuna în grupă? Nici în conferență? Păi ia vezi cu cine mare de jucat Steaua, FCSB-ul, dacă păi, trece de... Și după aia? Și cu Maccabi, sigur că se califică? Bate pe Maccabi? Sigur, dar pică în conferență nici. Și acolo se duce direct. Nu se duce direct, nu se mai va atașa de genul ăsta. Păi nu, dar cu cine poate pica la Conference League? Păi nu au adversar de genul de Liga Campionilor. Hai să vă spun... O altă poveste a zilei duminu jumate, nici atâta. Acum vreo două ediții, pe FCSB-ul ăsta care vrea să califice, îi scoate ăia din Kazakhstan, cum îi chema, Shakhtyor Karagandy, pe Craiova, care avea pretenții de calificare, o scoate Locomotiva Tbilisi, care aveau shorturile într-o nuanță, unii într-o nuanță de albastru, alții în altă nuanță de albastru. Deci n-aveau 11 shorturi la fel, tricou era la fel. Pe cine? Deci, cum să spun, noi zicem că ajungem acolo, dar pe noi ne scot, pe CFR anul trecut îi scoate Piunic. Deci noi ne gândim că poate picăm cu vreo echipă poloneză, cehă, nu știu. Pe noi ce ne încurajează acum? Ne încurajează acest rezultat al Corvinului, foarte bun, în fața vicecampioanei Ungariei și a câștigătoarei cupei în finală cu Ferencvaros. Ne încurajează chestia asta, dar s-ar putea să fie doar un episod. Eu nu cred că fotbalul nostru a crescut dintr-o dată. Și au prins o zi foarte bună și Bognar a zis și părerea mea, și se întâmplă de multe ori lucrurile astea. A fost aici doua meci, evoluția Corvinu sau da, și cu CFR Cluj în cupă. Dacă joacă de 10 ori Corvinu cu miză în campionat contra celor de la CFR, niciodată nu se va fi un 40. La fel este și cu Paxi, cu echipa asta de... Lasă-mă că am văzut cum joacă Paxi. Ce înseamnă asta? I-au luat de sus. Nu vreau... Pe care lăudam în continuu. Nu, stai puțin. S-au mai văzut situații de genul. Așa, să joci în halul ăla? I-au luat pe sub, de sus, da. Încep meciul pe vârfuri, nici nu se cred, părerea mea că nu s-au pregătit pentru acest joc, pe fondul unei evoluții impecabile a celor de la Corvin, nu vreau să diminuez meritele,
Dar, încă o dată, dacă jucăm încă de 10 ori, Corvinu Pacșin niciodată nu mai este 4-0. Niciodată. Nici Corvinu CFR nu mai este 4-0. Niciodată nici Corvinu CFR. Cum n-ai bă atunci de ăștia îi prind tot tocmai în al 10-lea meci? Pentru că, nu-l prind în celălalt. Competiția asta este surpriză și cupa de obicei. Păi a bătut are șuturi, dar și rapid. A bătut nu știu cine. Echipe din Liga 3-a din Anglia bat echipe din Prima Ligă. Frecvent. Ce crezi că e așa de... Și trecem ușor așa la meciul FCSB-ului, retur da. Cu Virtus. Dar v-aș întreba totuși ce părere aveți, că au trei meciuri oficiale, ce părere aveți despre noua echipă a FCSB-ului, fără Florinel Coman, cu Ștefănescu? Am scris cronica meciului cu Cluj, deci l-am urmărit cu mare atenție. De-aia m-am băgat eu să vorbesc. Deci nimic în episodul. Ei au fost până la cei trei din atac, adică Ștefănescu, Popa și cine a mai fost al treilea? Musi. Și Musi. Ei au fost cei din sezonul trecut. Absolut aceeași echipă. Absolut aceeași echipă. Da, dar au ieșit în minutul 60 ceva, au ieșit Alexandru și Șut. A intrat mai devreme. A ieșit Alexandru ca să intre 61. Zăpăcitul de Juma, care a făcut penalti. Și are dreptate și Gigi să nu-i mai scoată puște. Ce zice? Care după aia se duce el în față și de la 30 de metri are 4 cu echipieri liber, 2 în dreapta, 2 în stânga. El o dă pe linia de la capătul 41 pe acolo să scape de ea. Deci, na, bun. Dar Musi, bun. Musi bun. Musi bun. Pentru național așa de viitor? Da, de viitor. Cum de, să zic? De ce zicem dacă va avem și noi nevoie de oameni din ăștia avem, de 19, sigur, 20, avem, 21? Avem, de ăștia a făcut cu regula. Și le fuiți cu rindeaua regulii. Musi a avut un parcurs normal. Acum de la Liga 2-a, Poliaș a jucat bine, încă un pas la Liga 1-i, a jucat bine și acum încă un pas spre mai performanță decât Petrolul sau Poliaș. Deci ar făcut pașii corect. Deci contează foarte mult. Contează foarte până mult. Până se reface Tavi Popescu, înțeleg că mai durează puțin, el va fi underul lor. Că n-are cine. Mie mi se pare mai bun de nu știu de ori decât Tavi Popescu. Musi. În momentul ăsta, da, cu 2 ani jumate sau păi 3 era, când a apărut Tavi Popescu, eram pe spate toți. Gigi lua pe el 30 de milioane. Musi, părea mea că va fi om de bază astea la FCSB. Indiferent și dacă își vine, nu-i treaba lui. La Târgoviște. Nu-i treaba lui. La deci Musi la ora asta n-are cum să iasă din echipă pe motiv de under și mai aproape, motiv de valoare. Aproape tind să spun că și pe motiv de valoare. Eu zic că da. Am mai apreciat la el un lucru. Bine, pe lângă golul, preluare cu dreptul, șut cu stângul din afara exact. Careului, nu știu ce. Am mai apreciat. Freză normală, adică nu crestături pe cap, nu tatuaje, nu hipstereală de asta bărbiță, adică dat cu lama pe față sau cu aparatul. Dar poate nu se bărberește încă. Are 20 da, de poate, ani. Poate, să aibă... da, deci... Ne înjură generația nouă cu tatuaje. Exact. Băi, sunt unii care fac până aici mitriță. Până pe aici are tatuaje. Bine că nu-și face și pe față. Trebuie să poartă helancă și acolo va fi o mare concurență. Părerea mea e că Musi, postul Musi este undeva în stânga. De unde vine Coman. Iar dincolo rămân să se bată Ștefănescu cu Băluță, cu Batten acum, dacă îmi s-a luat. Batten și în cei trei de la mijloc, în Inter poate intra. Dar în care trei? Inter, dreapta sau stânga? Păi poate pleacă Olaru. Acum, în perioada asta de transfer, poate pleacă Olaru. Dar spune tu, că tu știi cel mai... Nu știu, m-am uitat la ce e Batten. Poate... Extremă dreaptă, a început în Liga 2 în fața fundașilor, după aia în spatele vârfului, după aia are pe dreaptă. Deci nici da. El nu știe ce. Da, dar e concurență acerbă. Alexandru cu șut, cred că-s bătuți în cur. Nu-i mai scoate bătuți de acolo. Batten este format de sistemul belgian. Da. A jucat în ligii, voi l-ați pescuit din ligile inferioare. Liga 3-a belgiană. Liga 3-a. Și avea, adică în momentul în care l-ați luat, cum să spun, părea belgian așa în comparație cu Olteni sau cum? Nu părea, e... Da. Un jucător corect, un jucător bun. Acum, nu știu cum răspunde la concurență. Pentru că... La voi n-avea concurență. La Ștefănescu, la Șep și iar n-avea concurență.
Da. Acum, dacă ei concurează și mai e și Băluță acolo, care e cel mai experimentat dintre ei, dacă chiar e vorba de concurență, Băluță se descurcă cel mai bine. Dar cum sunt pescuiți jucătorii ăștia din ligile inferioare? Cum păi, adică de după impresar, după sau... impresar, nu, mă, nu vorbim de... Nu, eu dacă de principiu. Cineva, vine da. Cineva și zice, domnule, am niște... După impresar, după video, da, sunt și multe transferuri ratate. Pentru că tu un pat, fiecare impresar are interesul lui și de obicei ce face impresarul? Îți aruncă unul, îți împinge unul, îi merge pe unul bun la okay. început și după aceea îți mai împinge încă 3-4. Patronul are minte că l-a adus pe Buzărin pe care l-a vândut cu 2 lei. Okay, a dat pe Caramavro, care nu știe ce știe Buzărin. Nu trimis pe cineva să-l vadă. Nu prea, sunt 2-3 cluburi în țară care trimit oameni să vadă jucători și în special pe cei din Africa. Hai că în Europa mai pot să mă duc să stau vreo o lună la Belgrad și să văd 7-8 meciuri de la sârb, la macedon, la croați. Pot să fac. Sau da, în Ungaria. Da. Dacă să acoperi zona Portugalia Liga 2-a, 3-a, Franța Liga 3-a, 4-a, de unde a venit aceste Juma, Belgia Liga 3-a, de unde a venit Batten, ganezul ăsta de care vorbeam, sunt vreo 5 ganezi în țară, 6. De un San Marino trebuie să mă ducă, doar de acolo provine compania, trebuie să văd și ce prin San Marino, dacă mai nimeresc pe vreo unul. Dar, deci nu există un scouting. Nemții au exact. Și francezii au oameni pentru... Luăm pe portatorul al nostru din San Marino. Păi nu, dar cluburile importante ale Europei au trimiși lor speciali așa, în Ghana, în Nigeria, în Coasta de Finde. Speciale în scouteri, adică. Știu campionatul, știu... La Nord Zealand, când a jucat cu... Sunt plătiți pentru asta? Essien era pe acolo. Sunt plătiți bine pentru asta, o cazare, o masă, o tot ce da. Trebuie și aduc jucătorii. 20 de free bet-uri la meciul Corvinu Pax returul din Conference League. Greu. 50 de lei de la Superbet. Score exact. Puneți comentariile e voastre acolo. E foarte greu de anticipat când în tur e 4-0 pentru unii, un 4-0 la care nu X2 va fi. X2. X2, dar calificarea Corvinului Corvin, nu poți da. Să pericol nicio secundă. X2. Poate să joace aia ceva, că vor juca ceva și de obicei după un 4-0 din ăsta o lași mai moale. Ești puțin. Mai relaxat? Mai moale, că ce întrebe, un egal. Dacă și-a făcut echipă maximă acolo, a adus câțiva jucători în Liga 1. Doi, pentru eu zic că bate Pacșin. Ar urma Rieca. 2-1 pentru Pacșin. Acum, dacă îi bate Rieca, deja și-au asigurat încă o manșă în Conference League. Deci Corvinu are asigurate în... Hai, o considerăm calificată la 4-0, are asigurate 6 meciuri europene. Și la ei, cum stă povestea, ei au avut de ales la un moment dat a păstra acest statut juridic și a putea merge în cupele europene da. Sau a renunța la el, a-l modifica și a putea promova. Păi puteai să privezi orașul și nu puteai de 6 meciuri în cupele europene ca tu să te, sau de 4 ca să te duci într-o luptă numai o secundă, a promovării pe care nu se știe că o n-au riscat și iau și niște bani aici nu se știe că tu promovezi dacă te duci acolo, plus că incapacitatea asta de promovare, faptul că ei sunt de drept privat până la începutul sezonului, poate se mai dă o dispensă și trebuie să dai de ce fel de drept ești la 1 septembrie, când e probabil că nu vor mai fi în cupele europene și atunci se poate și să scrie că CSA Steaua, dacă de 6 ani n-a reușit să rezolve problema asta, nu o să o reușească nici până la 1 septembrie. Corvinu s-ar putea să o reușească după ce părăsește Eu vreau să vă spun ceva, nu te simt prea mult, Florine și Alin, nu vă simt prea mult. Dacă la ora asta fotbalul maghiar, toată lumea spune după meciul ăsta cu Pau și că suntem net mai buni decât ungurii, nu e chiar așa, nu, pentru că au un Ferencvaros, au niște echipe pe acolo care ne pot pune probleme. Zicem că suntem pe acolo. Să zicem, într-un meci de campionat în care Corvin ar juca în Liga 1 contra celor de la CFR sau CSU Craiova sau Rapid. Deci Pacșin este locul 2 în Ungaria, echivalentul lui CFR Cluj în România, nu? Sigur. Zicem, mă duc mai jos, Șepși, locul 5 sau cât a fost. Da, cu Beche așa. Ești sigur că într-un meci cu miză în care Șepși este total montată. Într-un meci cu miză pe Corvin.
Și au pierdut cu 3-0. Cu Corvinu, da. N-ar putea să-i bată cu 4-0? Șep și pe Corvinu? Nu știu dacă cu 4-0, dar cu 3-0. De asta spun, e mare, mare, atenție, mare atenție la acest meci cu Pacșii, că dacă îți dă gol minutul 15 vreo 2-0 pentru ei, ai probleme. Hai că n-avem, nici n-avem ce să dea. Bine. Marți și aici, pe la ora 20-30 se joacă FCSB Virtus. L-am găsit ca pronostic doar o să conducă FCSB la pauză la două goluri, cotă 1.75, pentru că în rest sunt cotele foarte n-ai mici. N-ai cum să nu conduci cu două goluri la pauză. Nu știu. La Virtus. Dacă se ascunde Ștefănescu pe la umbră, cum s-a spus acum. Păi s-ar putea să se ascundă pe bancă Ștefănescu. Pe bancă, nu că cât e 2-0 zici? Sau la pauză, măcar 2-0 la pauză, măcar la o diferență de două goluri. Nu mă risc. Nu te o să bage echipa a doua vreo 6 schimbări. E posibil. Să vedem 1-0. Aia, atâta timp cât pot fugi de la Globo din San Marino. Poate să fie... Că meciul FCSB-ului cu Slobozia da. Este vineri seara. Deci ei joacă marți, vineri. Da. Că și-au lăsat mai mult timp pentru Maccabi, că după aia mijlocul viitor de săptămână. Joi 18 iulie, de la ora 21, Corvinu FC Paxi, vă rog un pronostic. Hai să zicem un scor corect, pentru că aici se dau cele... 20 de fibre. 3-0, 3-1 pentru Paxim. 3-0, deja am trebuit. 3-0, 3-1 pentru Paxim. Ține minte. Exclus. 1-1. Și eu zic... Că se strâng. 2-1 pentru Paxia, hai să zic, și o să merg așa pe mâna voastră. Vin deja montați, la certați, gata, certați, gata, umiliți, gata, făcuți de presă, varză de presa maghiară. Suntem, totuși, jucăm cu echipă de Liga a doua. Pe de altă parte, cei de la Hunedoara se zic 4-0 liniștită. Vezi de treabă că nu. Bine, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția voastră. Nu-mi fac iluzii ca să n-am deziluzie, să dea Dumnezeu să n-am dreptate. Trebuie să vă opresc pentru că s-a încheiat spațiile emisiunii. Și primul sezon. Și primul sezon de Dopieta. Am avut vreo 32 de emisiuni. Din ianuarie și să ne avem și noi o mică pauză. Să ne amintim că la început a fost Gabi Morariu, să avem un cuvânt bun și pentru Gabi Morariu. Câteva ediții a fost Gabi Morariu, așa este, după aia am continuat noi. Ne revedem înainte de returul FCSB Maccabi, da? Facuțită, da? Din Dopieta. Înainte de FCSB Maccabi. În jurul datei de 30-31 da. Iulie. Mulțumim mult pentru atențiile, mulțumesc toate și bune. Celor doi și eu mă bucur invitați. Că sunt contemporan cu voi și le mulțumesc și vouă și numai bine și vacanță plăcută celor care merg la mare sau în altă parte.